Vorbim din nou. Acum am terminat cu ce. Deci s-a terminat și exercițiu. Mai ai vreun punct? Da, D. 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 5 plus 8 plus 11. 5 plus? 8. 8. Plus 11. Plus. Hai să vedem cine ar mai fi după urmă. A, merge 3. Așa. Da, 3. 11 plus 3, 14. Și plus 17 și așa mai departe, da? Plus 305. 305. Este egal cu? Egal cu. Păi acum, asta trebuie să aflăm numărul de termeni. Deci, nu e egal cu, deodată, ca să nu mai scriu numărul de termeni este. Nu e egal cu, numărul de termeni este, cum ne l-am notat, egal cu, cum facem delea? Ca să aflăm numărul de termeni. 305. Așa, 305. 5 minus 5. 5. Totul de împărțit la... Totul împărțit la... Din câte cât crezi ei? 3. Împărțit la 3. E asta e rația. Cu sumă, da? Cu sumă. Egal cu? Egal cu 305 minus 5 egal 300. Deci vine 300. Împărțit la 3. Plus 1. Și egal cu? Egal cu 300 împărțit la 3, 100. Da. Plus 1, egal cu 101. 101. Și acum ne întoarcem la sumă. Suma care avem de calculat. Da. Adică... 5 plus 8 plus 11. Mai scriu încă o dată. Plus 11 plus 14 plus 1. Plus 11. 305. Este egal cu Delia? Egal cu 95. Nu, egal cu primul plus ultimul. Egal cu 5 plus 305. 5 plus 305. Ori cât sunt ei? Am aflat. 101. Ori 101. 101. Împărțit la 2. La 2, la 2, la 2. Da. E formula lui Gauss. La 3 am împărțit când am aflat numărul termenilor, da? Egal cu 5 plus 305 cu 310. 310. Ori 101 împărțit la... 101 împărțit la 2. Și egal mai departe cu... Egal 310 ori 100 împărțit la 2. Ei, 101 nu se împarte. 101. Nu se împarte. Atunci îl împărțim pe celălalt factor, pe 310. Deci când nu se împarte al doilea, îl împărțim pe primul. Că unul din ei tot timpul se împarte. Și vine acolo cât? 2 în 3. Odată. Ne rămâne restul 1. Îl coborâm pe 1. 11. 2 în 11 de 2. De 5 ori. 5 ori. 5 ori 2, 10. 5 ori 2, 10. Rămâne restul 1. Și cu 0, 10, iar nu? 2 în 10, de 5 ori. De 5 ori. Ori 101. Ori 101. Deci face 155 ori 101. Și egal mai departe, să facem mulțirea de parte. 155 ori 101. Ori 101. Egal. Cu 5 ori 1, 5. 5 ori 1, 5. 1 ori 1, 1. Trecem la 1. Așa. 1 ori 5, 5. 1 ori 5, 5. 1 ori 1, 1. 5 plus 0, 5. 5 plus 5, 10. Ne rămâne rest 1. 5 și cu 1, 6. Și cu 1, 7, 1 plus 0, 1, 1705. Așa ați dat? Nu ați dat atâta. Ia să vedem. Hai să vedem, poate au greșit delea. 155 ai zis delea, ori 101. Ce ai zis?
1 ori 155 fac 155. Da. Și 0 începe de la 1, că e celălalt, și face iarăși 155. Și avem aici 5. Da. 5, 5, 6, 5, 1. Ah, eu am făcut corect. 156, 15.655. Da. Ha. Atenție, vezi? Nu trebuie repede să spun, dar greșit. Da? Vă reu la muncă o dată. Dacă n-am scris în ordine când am pus atunci 1 și de asta... Deci 155 ori 101. Nu neapărat să ne așezăm unele sub altele ca la adunare. Dar dacă ești la problemă, nu e nicio problemă. 1 ori 155 fac 155. Apoi 1 ori 155 și începem de aici, de la 1, că i-am mulțit. Și face 5, 5, 6, 5, 1. 15.655. Deci rezultatul corect? 15.655, da? Da. Unde a fost suma asta? Nici nu mai știu unde. Aici este, da? Aici 15.655. Rezultatul de la mulțire. Punctul 6. Punctul 6, începem. Radu și Alexandra au împreună 11 lei. Ei au hotărât să cumpere împreună o carte, participând cu sume egale de bani. Radu este nevoit să împrumute de la Alexandra un leu, iar după cumpărarea cărții, Alexandra rămâne cu 5 lei. Aflați prețul cărții de cât lei a avut Alexandra inițial. Ce mai rar, știi că eu nu înțeleg problemele așa repede. Deci trebuie să le citim rar, atent, ca să înțelegem conținutul. Da. Radu și Alexandra au împreună 11 lei. Deci Radu și Alexandra împreună cât? 11 lei. 11 lei. Ei se hotărăsc să cumpere o carte, participând cu sume egale de bani. Uh-huh. Așa. Radu este nevoit să împrumute, de la Alexandra un leu. Iar, după cumpărarea cărții, Alexandra rămâne cu 5 lei. Aflați prețul cărții și la B câți lei a avut Alexandra inițial. Deci, Alexandra se pare că are mai mulți bani. Dar și împrumută și pe... Îl împrumută și pe Alex, și mai rămân și 5 lei. Pe Radu îl împrumută și așa și mă răm și 5 lei după ce toată povestea asta. Adică e interesantă chestia asta. Adică Alexandra a avut mai mulți bani. Dar tot împreună, tot 11 lei. Da. Cum să facem? Deci e clar că nu are într-un alt buzunar o altă sumă, nu? Împreună au 11 lei, da. Cei doi. Și se duc acolo la librărie și vor să cumpere o carte. Dar să hotărăsc să plătească pe carte, a cât e prețul cărții, dar zice, în mod egal punem. Da. Dar Radu are mai puțin bani și zice, mă, cât punem, mă? Cartea costă, să zicem, costă 8 lei. Da. Ar fi trebuit să dea unul 4 și altul 4. Da. Bagă mâna în buzunar și zice, eu am 3 lei. Dă-mi tu un leu. Îi dă leu, îi face el acolo suma așa, de 4 și după ce se achită cartea, Alexandra mai rămâne și cu 5 lei. E tare chestia. O putem face până nu ne uităm la sfârșit. Nu. Noi trebuie să o gândim aici. Hai să gândim toate variantele lui 11 ca sumă. Între cine și cine s-ar descompune 11? 10 și 1. Așa. Încercăm pe chestia asta. Nu ne vine minte nimic acum. Deci 11 ar avea, ca variante, 1 plus 10. Da? 11 egal cu 1 plus 10. Ar mai fi egal cu 2 plus 9. Ar mai fi egal cu 3 plus 8. Ar mai fi egal cu 4. Pun pe Radu aici, că el sigur are mai puțin, nu? Da. Asta e Radu și asta e Alexandru. 4 plus 7. 4,
5 plus 6. Da, 5 plus 6. Și cam ne oprim, că tămăratul începe să aibă mult. Și nu se poate, el are mai puțin. Hai să luăm pe prima variantă. Rada are numai un leu. Da. Acum, Alexandra îi dă lui un leu. Și el o să aibă 2. El o să aibă 2 lei. Și Alexandra 9 lei. 9 lei. Da. Dacă îmi cumpără cartea, în mod egal, el dă și 2 lei. Da, dar... Alexandra dă, deci, 2 lei. Da. Și face 4, dar rămân câți la Alexandra? 9. Îmi mai rămân 7. Da. Da? Deci, el dă 2 lei. Și au completat. Da? Alexandra dă 2 lei aici. Da. Și rămân rest 7. Dar nu-i bine. Că trebuia să rămână numai 5. Da. Și acum ne duce. Hai să ducem la varianta a doua. Da. Deci, Alexandra are doar 2 lei. Se împrumută de la Alexandra și va face 3 lei. Iar Alexandra rămâne cu 8 lei. Nu? Rămâne cu 8 lei, că i-a dat un leu. Și acum... Îi pune și ia 2 lei. Nu. Îi pune pe ăștia 3. Da. Ăștia 3 care i-au făcut. Alexandra tot 3 pune. Rămâne la Alexandra restul 5. Ăsta e bun. Dă 3 lei și ea pe carte, că în mod egal. Da, nu? Așa, și rămâne rest egal cu 5 lei. Deci asta e bună. Și la întrebarea, câți bani avea cine? Câți bani avea Radu? Câți avea Alexandra? Răspunsul este, Radu avea 2 lei. Dar hai să facem și matematica. Aici am făcut-o noi cu șmecherii. Deci aici am făcut-o descompunând, nu știu ce, dar o altă idee deșteaptă. Hai să reprezentăm segmentul leu pentru un segment. Așa. Un leu. Da. Nu știu că se pun la Radu, nu știu că se pun la Alexandra, dar știu că în total pun 11 lei. Da. Deci pentru Radu și Alexandra aici, pun aici un segment, două, nu știu cât se pun. Dar dincoace, dacă merg și pun pentru Alexandra, știu că în total trebuie să pun, ce ar fi să pun pe o singură, uitați așa să pun. Deci să pun pe cei 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cei 2 au 11 lei. Dăm un leu deoparte din sumă. Leu acela, unde îl dă? La cine îl dă leu respectiv? Îl dă lui... Cui îl dă? Lui Radu, nu? Da. Și când îl dă lui Radu, suma totală tot 11 va face. Da. Deci tot 11 va face. Din ce? 38 face 11. 12, 9, 11. Că doar e numai cât e transferul lui. Deci, leu acela îl dă lui Radu, când n-avea deloc, nu putea să-și completeze suma. Și mai rămân 5 la sfârșit. Adică din 11, scădem pe 5 surplusul care îi rămâne. Da.
Și din 11, dacă scădem pe 5, cât face? 11 minus 5 egal cu 6. Da. Și acum 6 lei îi împărțim în două. Că ei plătesc în mod egal. Deci 6 împărțit la 2, 6 împărțit la 2 egal cu 3 lei, e partea fiecăruia. Da. Înseamnă că... Adică 3 lei este al lui Radu. 3 lei sunt al lui Radu după ce i-a dat un leu. Da. Deci Radu cât ți-a avut inițial? 2 lei. 2 lei. Da. Deci Radu are, Radu are cât? 3 lei minus 1 leu și face 2 lei. Iar Alexandra va avea cât va avea? Păi dacă împreună aveau 11 lei, înseamnă că ea are 11 minus 2, 9 lei. 9 lei. Deci pentru Alexandra 11 minus 2 egal cu 9 lei. Iată calculul făcut în felul ăsta. Deci din suma toată dăm restul 5 deoparte, ne rămân 6 și 6 de ce împărțim la 2? Păi ca să... Pentru că ei dau în mod egal. Da. În mod egal. Deci 6 împărțim la 2 și vedem cât dă Radu și cât dă pe carte Alexandra. Deci 3 și 3. Da. Și ca să aflăm câți bani a avut el la început, ținem cont că el s-a împrumutat de un leu. Da. Deci a avut numai 2 lei. Da? Din 3 scădem pe un leu pe care l-au luat de la unde? De la Alexandra. Da. Și atunci el rămâne cu 2 lei. Da. Și Alexandra, bineînțeles, la început avea 11 minus 2. Da. De ce 11? Că în total era 11 lei. Da. Total, da? Și la Radu și la... Deci are 9 lei, Alexandra are 9 lei, Radu are 2 lei, iată 9 și 2, 11. Și din descompunere tot acolo am ajuns, nu? Da. Tot. 2 și 9. 2 și 9. 2 lei Radu și 9 lei Alexandra. Ce spuneam, problema? Ce trebuia să aflăm? Cât aveți prețul cărții? Cât e prețul cărții? 6 lei. 6 lei, da. Și... Cât a avut Alexandra? Câți lei a avut Alexandra inițial? Câți lei a avut Alexandra inițial? Răspunsul, Alexandra a avut 9 lei. Da. Iar Radu a avut? Iar Radu a avut 2 lei. Deci pe carte se dă 6 lei, iar lui Alexandra rămân cei 5 lei, clar, și fiindcă au făcut părți egale, Radu nu a avut decât 2 lei, că m-a luat tot de la Alexandra. Bun. Cu ce am reținut aici ca problemă? Deci am gândit această problemă. Unde pe voi v-a surprins? De ce credeți că ați avut greutăți așa? Delia, unde crezi tu că n-ai mușcat din problema așa cu multă hotărâre, cu convingere? Care a fost dificultatea la tine? Alexandra îi dădea un leu și îi mai rămân 5. Nu-i mai rămân 5. După ce achită cartea, în mod egal, da, îi rămân 5 lei. 5 lei. Ei, aici era povestea. Să dăm din 11 pe 5 deoparte, da, cu care rămân ei, ea rămâne cu cât? Cu 5 lei în buzunar. Deci, practic, dăm pe cei 5 deoparte și rămân 6 lei. Da. Dar acești 6 lei, fiindcă fiecare dă în mod egal, înseamnă că 3 lei dă 1 și 3 lei 1. Cât privește pe Radu, el nu a avut 3 lei de la început. A avut numai 2, că a luat de la Alexandru 1. Da. Deci 6 ăsta pe carte, 6 lei au dat pe carte. Da? Deci, practic, aici trebuia gândit așa. Cât dă pe carte dacă i-a rămas 5 lei? Că împreună avea 11 lei. Și dacă i-a rămas 5 lei, pe carte o dat 6 lei. Da. Și atunci, fiind compărțit în mod egal, 3 lei 1 și 3 lei 1. Dar Radu, după ce s-a împrumutat de 1 leu, de la Alexandra, deci nu a avut 3 la început, a avut numai 2 lei. E corect, așa raționament. Dar, Ștefania, ții uniția? Tot acolo. Tot acolo, nu? Da. Ăla a fost momentul de dichis, da? Care trebuia să fructificăm. Mai departe. Atât. Atât?
Hai să mai facem niște probleme noi, mă. Hai să mai facem probleme. Avem timp. Da, 10 minute. 10 minute, fai de mine. Într-o parcare sunt mașini. Într-o parcare sunt mașini și biciclete. În total 10 bucăți. Deci într-o parcare. Într-o parcare sunt mașini și biciclete. În total 10 bucăți. Biciclete și mașina au loc. Da, total. 10 bucăți. Dacă le numărăm roțile, sunt 24 de roți. Câte biciclete sunt? Și câte mașini sunt în parcare? Câte roți au? Roți 24, am spus, da? Roți 24. Deci, în total, 10. Și numărul roților este 24. Întrebarea este câte biciclete sunt și câte mașini. Câte biciclete și câte mașini sunt în parcare. Păi mașina are 4 roți și bicicleta are 2. Corect. Corect. Sunt 10 bucăți. Ce bucăți la un loc și biciclete păi, și mașini. Păi, putem să considerăm că toate sunt biciclete da. Sau mașini. Mai întâi, într-o variantă. Toate sunt biciclete. Deci, metoda falsă ipoteze, nu? Da. Presupunem că toate sunt, ce ai spus că sunt? Biciclete, parcă, nu? Da. Biciclete. Adică să și le desenăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Toate le facem sunt... două picioroșe. Așa, două picioroșe, două roți. Așa. Și acum facem 10... Ori 10 ori 2, ca să vedem câte roți am consumat. Da, 10 ori. Deci 10 ori 2 egal cu 20 de roți. Și acum mi-a mai rămas 4. Problema spune că sunt în total 24. 24. Scădem de 24 minus 20 și avem 4 roți în plus. Da, 20 de roți în plus. De unde vin astea? De la mașini. Înseamnă că sunt și mașini. Da. Și acum facem 4 ori 4. De ce 4 ori 4? Nu, 4 ori 4 ori 2. Care e rostul pentru care să facem 4 ori 2, 4 ori 4, 4 ori? Păi... Sunt 4 roți în plus. Da. Atenție! De unde provin roțile în plus? De la mașini. Da. Ca să o transformăm pe bicicletă în mașină, câte roți ar mai trebui? Două roți. Hai să-i punem. 4 plus 2. Deci, nu, nu. Mai trebuie... Bicicleta devine mașină dacă îi punem două roți.
Adică din cele patru roți, două le-am luat odată. Două le-am luat de am transformat o bicicletă în mașină. Și mai luăm încă două, pentru ca să transform și cealaltă bicicletă în mașină. Deci cele patru roți le pun două aici și două aici. Da. Și atunci câte mașini sunt și câte biciclete? Păi uitați-vă câte mașini sunt. Facem patru. Păi câte mașini? S-au văzut câte mașini sunt? Două mașini. Două mașini sunt acolo. Și biciclete, da. Restul până la 10, adică 8 biciclete. Da, adică am fi făcut 4 împărțit la 2. Asta înseamnă 4 să împărțim la 2, fiindcă punem câte 2, da? Da. 4 împărțit. Deci după ce am făcut 24 minus 20 mi-a dat 4, acum fac 4 împărțit la 2 și egal cu 2, iar 2 ăsta îmi indică numărul mașinilor. 2 mașini. Da. Și din 10 scădem pe ăsta 2 și și obținem 8 biciclete. Da? Formulez o altă problemă. În parcare sunt biciclete și mașini, tot 10, tot 10 în total, iar numărul roților este 26. Da. Facem 10 ori 2. 10 ori 2. Presupune că toate sunt. Dar scrieți problema din nou așa, o enunțați. Cum o enunțați? Noua problemă este așa, 10 în total, da? 10 în total. Da, sau 10. 27, mai avem 3. De 10 în total. Da. Și 10 în total. Și am spus roți? 26 roți. Da? Da, asta e o altă problemă. La numărul de roți trebuie să dați numai numere pare. La numărul de roți? Da. Că dacă dau 17 roți sau 23 de roți, nu se poate. Nu se poate. Că e 2 și cu 4 numai numere pare. Corect. Da. Hai să vedem cum gândim aici problema. Tot la fel. 10 ori 2. Deci tot așa gândim. 10 ori 2 egal cu 20. Da. Acum 26 minus 20 și astea 6 sunt în plus. 6 roți în plus. Acum 6 împărțit la 2. La 2, că punem câte 2 roți, da? 6 împărțit la 2 egal cu 3. 3 ce? 3 mașini. Am reușit să transform mașina în bicicleta în mașină până în două roți, da? Da, trei mașini. Și acum 10 minus 3 egal cu 7 mașini. 7 biciclete. O altă problemă, tot cu 10. Nu. Hai să spunem că în parcare acum, vă schimb datele probleme. În parcare sunt 17 biciclete și mașini. 17 biciclete și mașini. Da. Iar numărul roților este 40. 40 roți. Câte biciclete și câte mașini sunt? Păi facem 17 ori 2. Și ne dă 2 ori 7, 14, 41. 2 ori 1, 2 și cu 1, 2 ori 1, 2 și cu 1, 3, 34. Deci 34, ai spus 17 ori 2, da? 17 ori 2 egal cu 34 roți. Da. Deci presupune că toate ar fi, cele 17 ar fi ce? Biciclete, da? Așa. Și acum, 40. Așa. 40 minus 34 și ne dă 6. Da. În plus. 6 roți în plus, că așa zice, 6 roți în plus. Și acum facem 6 împărțit la 2 și ne dă 3. Adică 3 mașini.
trei mașini. Da, împărțim la doi, fiindcă punem câte două, câte două roți, da? Și acum 17 minus 3 da. Egal cu... Deci 14 biciclete. Și am răspuns. Formulează tu, Ștefania, o problemă care tot 17 în total da. Și dă tu un număr de roți cât vrei. Dă un număr de roți. 28. 28 pe zi, da? Da. Ia să vedem, 28. Ștefania merge pe 28 de roți. E posibil 28? Da. Delia? Da. Tu zici că da. Da. Delia, să vedem. Și a zis, de acord. Delia, hai să vedem. 17 ori. 17 ori 2. 2, da. 7 ori 2, 14. 34. 34. Acum 28 minus 34. Cum 28 minus 34? A, 34 minus 28. Păi da. Cum facem? Deci 34 minus 28 sau 28 minus 34? 28 minus 34, cum ai zis, am greșit eu. Din numărul roților care mi-i indic, scape... Da, da, e prea vezi? Ai spus că e bine așa. E prea puțin. Deci numărul roților, de unde trebuie să înceapă? De la 20... De la 30 și... De la 17 ori 2, 34. Da. Deci numărul roților trebuie să dai de la 34 încolo. Că dacă ai spus că toate sunt biciclete, au câte două roți, deci de la 34 încolo, când tu mi-ai indicat, când mi-ai indicat 28, e dat prea puține roți. Adică sunt și triciclete care n-au nicio roată. Biciclete care n-au nicio roată în toate zile astea, nu? Dă un alt număr care să fie. 46. Perfect. Deci numărul roților, biciclete și mașini, în total, sunt 46. Da? Da? 46. Acum facem 17 ori 2 da. Și ne dă 34. 46 minus 34 și ne dă 12. Acum 12 împărțit la 2. Așa. Și ne dă 6. Și 6 minus... 6, ce sunt acestea? 6? Mașini. Mașini. Așa. Și 6 minus 3. Nu 6 minus 3. 6 minus 2. Păi câte au fost în total? Câte au fost în total la un loc? 17. 17. 17 minus 6. Așa e bine? Da, așa. 17 și minus 6. Cât faci? 17 minus 6. 11. Da, și astea sunt biciclete. 11 biciclete și 6 mașini. Ia să facem proba. 11 biciclete ori 2. Ia să vedem dacă ajungem. Deci 11 ori 2. 22. Da. Și 22 plus 6. Nu plus 6. 6 ori cât? Fiecare mașină are 4 roți. Da. 6. 6 ori 4. 4. 6 ori 4 egal și cu... Și ne dă 24. Și 24 plus... 4 plus 22 ne dă 6, 4, 46, corect. E corect, da? Deci, încă o dată, atenție multă. Numărul minim de roți pe care trebuie să-l dai începe de la 34. Da. Și oare câte roți poți să dau cel mult? 100. Eu dacă dau 100 de roți, merge problema? Păi... Ar veni 17 ori 2, 34, 100 minus 34. Da. După rezultatul părții la 2. Vedeți că e important să știm câte roți maxim pot să dau. Care e numărul maxim de roți pe care îl pot indica? Cine observă? Care e numărul maxim de roți pe care îl pot da?
Păi dacă ar fi toate mașini, ne gândim. Toate 17. Da. Și 17 ori 4, în condițiile astea, fiecare mașină are 4 roți. Ar fi... Cât ar face? 17 ori 4. 68. Ia mai faci o dată. 17 ori 4. Și 68, e bine? Sau și are... E bine. E bine, da? E bine, așa. E bine, 68. Deci cel mult pot să dau 68 de roți. Dacă dau 70 de roți, e o prostie. Adică ar fi și mașini care au 6 roți, 5 roți, ce fel. Deci, când mă gândesc pentru cele 17 vehicule sau cum se zic, biciclete și roți, biciclete și mașini la un loc, numărul minim de roți pe care îl pot indica e de la 34 la 68. Pot face astfel multe probleme de aici, nu? În zona asta. Păzând doar 17 și dând de la 34 începând, 34, 36, 38, 40, 42 și mai departe, din 2 în 2, până la 68, de fiecare dată o să fac o altă situație, o altă problemă. Iată că am rezolvat și altceva aici. Care e numărul minim de roți, care e numărul maxim de roți și câte probleme puteți face. Vă las pe voi acasă să vă gândiți. Câte probleme puteți indica cu 17 în total? Adică să ne numărați toate numerele, practic, de la cine? De la 34 până la 68. Ei, chiar știți să aflați numărul termenilor. E problemă deja cunoscută asta. Da, ne oprim aici. Ce spunem? La revedere și ne vedem luni de acum, sau nu? Luni, marți, parcă, nu? Da. Bine.